Un avion cu parașutiști civili s-a prăbușit în centrul Rusiei. 16 din cei 23 de oameni aflați la bord au murit. Ceilalți 7 au ajuns la spital. Unul este în stare gravă. Aparatul de zbor s-a rupt în aer. Porturile extreme sunt periculoase și în momentul în care te duci să sari cu parașuta, îți asumi niște riscuri. Nu e unul din sporturile periculoase din lume, nu atât de periculos ca base jumping, dar se pare că aici mai intervine și avionul. Probabil, așa tehnic, mi se pare interesant cum de cei care erau acolo n-au putut să sară din avion, dar probabil a fost o problemă.